Bună seara! Bine v-am regăsit pe pagina de Facebook a Clinicii Vascularte, unde în această seară vom vorbi alături de doamna doctor Mihalcea, Diana Mihalcea, despre ateroscleroza în diabetul zaharat. Cum diagnosticăm, cum prevenim și cum tratăm ateroscleroza în diabetul zaharat. Acesta este un subiect de o importanță foarte mare, deoarece în diabetul zaharat riscul de un eveniment cardiovascular major, precum infarct miocardic sau accident vascular, este de 2-3 ori mai mare. Prin urmare, este foarte important să înțelegem ce este ateroscleroza și cum o putem trata și cum o putem preveni. Doamna doctor, dacă ne puteți spune în primul rând, ce este ateroscleroza? Bună seara, spun și eu și mulțumesc foarte mult de invitație. Recunosc că e primul meu contact cu această formă de a prezenta lucruri despre medicină în limbaj simplu pentru pacienți. Ateroscleroza este, în primul rând, trebuie să înțelegem că este un proces patologic. E o boală. Ateroscleroza nu e o rigidizare, nu e o îmbătrânire fiziologică a arterelor. Ea presupune, practic, formarea de plăci de colesterol la nivelul arterelor și pe lângă aceste plăcuțe de colesterol se depun acolo tot felul de marcări de inflamație și celule. Deci placa de aterom, placa de colesterol, e o placă complexă. E o placă complexă care se depune, așa cum am spus, pe vasele mari, pe artere și niciodată pe vene și este o boală sistemică. Chiar dacă plăcuțele de colesterol sunt, să spun, din loc în loc, totuși această ateroscleroză afectează vasul pe toată lungimea lui. Și într-adevăr, când mi-ai aruncat mingea la fileu, diabeticii au o ateroscleroză mult mai severă, mult mai avansată, mult mai agresivă comparativ cu pacienții non-diabetici. De asta prezența aterosclerozei la un pacient diabetic îl inseră direct într-o clasă de risc cardiovascular crescut. Adică, așa cum ai spus, riscul lui să facă infarct, să facă accident vascular sau orice alt eveniment cardiovascular sever este foarte mare, mai ales dacă se suprapun și alți factori de risc. Bun. Ce este caracteristic diabetului și de ce îl predispune pe pacient un risc crescut? Am putea să ne gândim la faptul că un diabet dezechilibrat, adică o glicemie foarte mare și împreună cu insulină rezistență, este cea care conduce la acest risc crescut? Cred că da, dar cred că nu doar acest lucru. Și mai cred că tu ești în mult mai mare măsură decât mine să spun asta, însă putem să plecăm de la un lucru simplu pe care ar trebui să-l înțeleagă toți și anume faptul că diabetul, ca și ateroscleroza, au un element comun și anume au o componentă inflamatorie foarte importantă. Componentă inflamatorie pe care noi, sigur, uneori o putem doza în analize de sânge, uneori putem să nu o dozăm, dar o cunoaștem. De asta un diabet dezechilibrat, evaluat prin măsuri specifice, va crea întotdeauna un risc de ateroscleroză mai mare sau va agrava o ateroscleroză deja existentă la nivelul vaselor pacientului. Când vorbim de factori de risc, la ce alți factori de risc ne mai gândim atunci când vine vorba de ateroscleroză? Cum le spunem studenților în modulul de cardiologie, ei nu au cum să promoveze modulul dacă nu știu factorii de risc. Factorii de risc pentru ateroscleroză sunt fumatul, diabetul, hipertensiunea arterială, dislipidemia, adică un nivel mare de colesterol în sânge și la pacienții tineri antecedentele heredocolaterale, adică existența în familia lor, rude de gradul 1, de gradul 2, a unor probleme cardiovasculare. De exemplu, tatăl a făcut infarct la 50 de ani, bunicul a făcut accident vascular la 50 de ani și așa mai departe. Asocierea acestor factori. Deci, de exemplu, avem un pacient care este fumător și este diabetic. Sigur, o să-l cert și eu, o să-l cert și tu. Nu ne place. Asocierea lor creează un risc de 10 ori mai mare de a dezvolta un infarct sau un accident vascular comparativ cu un pacient de aceeași vârstă, dar care nu fumează și nu are diabet. Bun. Atunci când vorbim de diagnosticarea aterosclerozei, la ce să ne gândim? Care sunt metodele prin care diagnosticăm ateroscleroza sau riscul de ateroscleroză? Ce ne poți spune? Ateroscleroza trebuie gândită la nivelul la care apare. Adică, poate să existe ateroscleroză la nivelul arterelor inimii, adică la nivelul arterelor coronare.
Poate să existe ateroscleroză la nivelul arterelor de la gât, arterelor carotide. Poate există ateroscleroză la nivelul arterelor cerebrale. Evident că arterele cerebrale, chiar și arterele carotide, sunt apanajul neurologului. Arterele inimii, arterele coronare, arterele carotide pot fi apanajul cardiologului. Poate să existe ateroscleroză la nivelul arterelor picioarelor, membrelor inferioare. Iarăși, poate fi apanajul chirurgului vascular sau iarăși al cardiologului. Deci depinde foarte mult nivelul la care ne referim. Există niște metode simple prin care putem să identificăm ateroscleroza și niște metode un pic mai complexe, destul de costisitoare, care sunt în tot felul de proiecte din astea de cercetare. Până la urmă, pe pacientul de rând îl interesează să-i spunem că are ateroscleroză și să-i spunem ce are de făcut mai departe. Așa încât cel mai simplu pentru pacient este, de exemplu, să-și facă o evaluare Doppler, adică o ecografie, deci o metodă non-invazivă, nu îl înțeapă nimeni, doar îl lungem cu un gel și punem o sondă la nivelul arterelor, de exemplu, carotide, și putem urmări, practic, traiectul arterei respective și să descriem cum arată peretele lui, iar peretele arterei respective și dacă există o plăcuță de colesterol acolo, prin metode specifice noi să știm să o caracterizăm. Pentru că aceste plăcuțe de colesterol sunt și ele, între ghilimele, nesuferite. Unele pot fi așa numitele plăci stabile, adică sunt niște plăci pe care le găsim acolo și știm totuși că riscul lor să se rupă, să se complice cu ceva este foarte mic. Dar din păcate există și categoria 2 de plăci de colesterol, așa numitele plăci vulnerabile, așa le spunem noi din punct de vedere cardiologic, sunt niște plăci care în general au un capișon subțire și în interior au un miez de colesterol foarte bine reprezentat, e, aceste plăcuțe au un risc foarte mare să se fisureze, să se rup. Și dacă se rup ce? Probabil o să întrebe oameni. Păi nu ne place. Dacă ele se rup, acolo vin celelalte celule din sânge, în special celule pe care noi le numim trombocite, dar nu numai, care formează peste placa aceea un chiac de sânge. Adică se înfundă artera respectivă complet. Dacă artera e la inimă, pacientul face infart. Dacă artera e la gât sau e în cap, face accident vascular. Dacă artera se înfundă la rinic, poate să facă infart renal. Dacă artera se înfundă la picioare, poate să facă ceea ce numim noi ischemia acută de membru inferior. Pentru diagnostic, deci, cel mai simplu și cel mai simplu, pacientului îi se recomandă, inclusiv de diabetolog, ceea ce este foarte bine, o evaluare Doppler, ecografie Doppler, de diverse segmente arteriale în funcție de patologia pacientului, în funcție de simptome sau chiar de screening, adică să vedem că are sau nu are ateroscleroză. Este metoda cea mai simplă, e o metodă, cum am spus, non-invazivă, deci pe pacient nu îl înțepăm, nu-i creăm niciun disconfort, el stă întins pe canapea, ne mai povestește de una, de alta, ca să treacă timpul să putem să-l evaluăm corect și noi putem vedea aceste plăcuțe despre care am vorbit. La nivelul arterelor coronare, lucrurile se schimbă un pic. Nu prea ai cum să faci o ecografie din exterior. Nu ai cum, tehnic. Există evaluare, de exemplu, de tip tomografie cardiacă, așa numitul angio-CT de artere coronare, care poate să descrie foarte bine aceste artere și să descrie inclusiv încărcătura lor cu calciu, nu doar plăcile simple. Și în special în clinici universitare și când se dorește descrierea mult mai aprofundată a plăcilor, există chiar și niște tehnici de ecografie intravascular. Adică pacientul beneficiază de o procedură invazivă, băgăm o sârmuliță în corpul omului până la nivelul arterelor și inclusiv facem așa numita IVUS sau ecografie intravasculară. Deja cred că e mult, e greu. Trebuie să ne intereseze în primul și în primul rând că putem să le facem o ecografie Doppler, să descriem aceste plăcuțe, să le descriem din punct de vedere al vulnerabilității, al riscului să se rupă și să știm ce să-i spunem pacientului despre ce are de făcut mai departe. Foarte frumos ne-ați descris. Când vine vorba de screening, ce ar trebui să rețină oamenii? Screeningul, desigur că este recomandat de cele mai multe ori de medic și mai ales la persoanele peste 40, peste 45 de ani care au deja poate o patologie subiacentă ca factor de risc principal cum ar fi diabetul, dar în privința persoanelor care sunt mai tinere, între 30 și 45 de ani sau 30 și 40 de ani, care au un LDL, poate LDL colesterol un pic mai mare,
mai mare semnând sub 180, dar mai mare de 130. Sunt anumite studii, precum un studiu realizat în Spania, care a realizat, a arătat că există o așa numită ateroscleroză subclinică. Nu se manifestă. Este recomandat ca persoanele mai tinere care nu au diabet, dar care totuși au un LDL colesterol, și vom detalia ce înseamnă acest LDL colesterol, să facă vreun fel de screening. Cred că este recomandat pentru sănătatea populației. Ar trebui să vedem asta pe termen lung, pentru că, din păcate, înțelegem cu toții că trăim alte timpuri și că lucrurile care se întâmplau, din punct de vedere medical, unor pacienți de 70-80 de ani, din păcate, ele acum se întâmplă la 40-50 de ani. Nu rar vedem bărbați tineri în plină stare de sănătate care se prezintă la spital cu infarct miocardic la 40-45 de ani, pe care îi cauți și n-au niciun factor de risc major, nu au, de exemplu, diabet, un factor de risc care atârnă greu în riscul cardiovascular, și totuși care sunt fumători și eventual au o viață stresantă. Din păcate, cam așa este trendul și în România, ca de altfel cred că în toată lumea, nu doar la noi în țară. Da, cred că pacienții aceștia trebuie căutați, în primul rând, un screening bazat pe baza unor analize de laborator, analize standard pe care să le recomande medicul de familie. Medicul de familie ar trebui să se implice în mod constant în evaluarea acestor pacienți. În momentul în care pacientul prezintă modificări în analizele de sânge, de exemplu, o modificare de colesterol, de fracțiunea rea de colesterol, LDL colesterol, sigur ar trebui să meargă pe acest ghidaj. Contează foarte mult inclusiv așa numitul sindrom metabolic al pacientului. Să-i vedem glicemiajul, să-i vedem un acid uric, să-i vedem de asemenea dacă are modificări inclusiv în sumarul de urină, de exemplu proteine pe care le poate pierde dacă este hipertensiv și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, având factor de risc cardiovascular, doar fumat, spre exemplu, și având niște minime modificări în analizele de sânge, cred că acest screening pentru urmărirea unei ateroscleroze este salutar pentru a crește până la urmă speranța de viață și a încerca să prevenim apariția unui eveniment major cardiovascular. Nu există recomandări ferme din punct de vedere cardiologic pentru așa ceva, dar practic cred că este nevoie de o ecografie Doppler de artere carotide sau de o ecografie Doppler de artere de membre inferioare, de un EKG minimalist și eventual o ecografie cardiacă. Sigur, ecografia cardiacă nu va vedea arterele, dar ea vede între ghilimele marcări indirecți, surogați, care să ne dea informații dacă se întâmplă sau nu ceva în arterele pacientului. Deci da, cred că ar fi o soluție excelentă. Eventual să, nici nu știu, să spun faptul că, în general, lucrurile acestea, cum am spus, se întâmplă precoce la sexul masculin. Femeile sunt în general protejate la 30, 40, 45 de ani, însă după ce ele intră la menopauză, pentru că nu mai au protecția estrogenilor, în general capătă și ele aceste probleme cardiovasculare. Când vorbim de analizele de sânge, că ai menționat acest profil lipidic, ar trebui să ne îngrijorăm de ceva anume când facem analizele sau pur și simplu important să facem, mesajul ar fi să facem analizele anuale și să mergem direct la medicul de familie sau medicul specialist să se uite? În primul rând, cred că orice, așa cum ne învață la televizor să ne spălăm pe dinți și așa cum învățăm copiii să se spele pe dinți, așa cred că orice adult trebuie să-și facă cel puțin o dată pe an un set de analize uzuale. Nu-i cere nimeni analize complexe, analizele care sunt decontate prin casa de asigurări, prin medicul de familie. Analizele trebuie arătate cuiva. Deci nu doar le faci, le primești pe e-mail sau prin diverse metode și știi, le-ai bifat că le-ai făcut. Ele trebuie arătate și interpretate de către un medic, fie de medicul de familie, fie de către un medic specialist la care ajungi chiar cu altă problemă decât acea legată de analize. Nu cerem analize deosebite. Nu cere nimeni marcări de inflamație de tip, de exemplu, interleuchina 6. Nu vrem asta. Sub nicio formă. Și dacă e mare și dacă e mică, nu modifică cu nimic până la urmă în acest moment strategia de tratament. Dar să vedem o hemoleucogramă, să înțelegem dacă pacientul are anemie sau are infecții. Să vedem o glicemie ajun, ca să putem să diagnosticăm per prima, at a glance, cum spunem noi, diabetul zaharat. Să vedem un profil lipidic corect.
să înțelegem ce e cu pacientul respectiv, să vedem de asemenea un acid uric, să vedem o funcție hepatică, o funcție renală, chiar cred că sunt lucruri până la urmă de bun simț și de educație medicală basic, standard, pe care ar trebui să o avem cu toții și pe care noi avem, cred că, obligația să încercăm să o cultivăm în cadrul pacienților noștri. Da, într-adevăr, când vorbim de profilul lipidic, e important să menționăm că în cazul pacienților cu diabet este așa numit un profil lipidic al diabetului, care implică un LDL colesterol crescut, trigliceride crescute și un HDL colesterol scăzut, de asemenea un colesterol total crescut. Deci, deja simplu fapt că pacientul are diabet îl predispune la un profil lipidic cumva nesatisfăcător, ceea ce implică faptul de a-și face aceste analize anuale și de a le prezenta medicului diabetolog sau medicului specialist sau măcar medicului de familie pentru a lua măsurile adecvate în privința prevenției accidentelor vasculare, în privința infarctului sau alte complicații macrovasculare, așa cum am menționat. Dacă vorbim de tratament, la ce ar trebui să ne gândim noi? Să tratăm, bineînțeles că nu pacientul își administrează singur tratamentul, dar atunci când vorbim de tratament, ce ar trebui să reținem din partea de tratament în privința aterosclerozei? Înainte de acest lucru, aș vrea să-mi dai voie să mai explic ceva, și anume că am văzut chiar astăzi în clinic, atunci când am consultat pacienții anterior acestei discuții, acestui dialog, ei trebuie să înțeleagă că acest profil lipidic noi îl gândim un pic diferit față de valorile pe care ni le dă laboratorul. Un colesterol de exemplu, un colesterol total de 240 de miligrame la decilitru, pe care, de exemplu, laboratorul X l-a dat că e în rankingul normal, e normal, din punctul meu de vedere, și sunt convinsă că și din punctul tău de vedere, nu este un colesterol normal. Din punctul nostru de vedere, un colesterol mare. Sau valoarea LDL colesterolului, colesterolul rău, cel care se depune pe vase, cel care se depune în plăcile de colesterol, în plăcile de ateron, iarăși, el ar trebui să aibă anumite valori pe care noi le știm pe de rost, că trebuie să le învățăm pe de rost, în funcție de pacientul pe care îl avem în față. De exemplu, un LDL, iarăși, nu știu, de 140 de miligrame la decilitru, pe care laboratorul l-a dat în hârtia respectivă că e normal, liniștește pacientul, dar pe noi nu. De exemplu, un pacient care e post-infart ar trebui să aibă un LDL sub 55 de miligrame la decilitru. Deci un LDL de 140 pe mine mă neliniștește complet. El e deja de peste 2 ori față de valoarea la care ar trebui să ajungă pacientul. Asta iarăși, așa mi s-a părut important să spun acum, ca pacientul să înțeleagă că țintele la care noi ne uităm sunt complet altele de cele pe care le dă laboratorul respectiv. Și aș mai vrea să mai spun un lucru, dacă tot am vorbit despre LDL, să înțeleagă faptul că noi gândim în primul și în primul rând valoarea LDL colesterolului. Ne interesează mai puțin colesterolul total. De asta atunci când îi punem să-și facă analize, tot timpul le scriem profil lipidic, colesterol total și fracțiuni și trigliceride. Pentru că pe noi ne interesează din tot acest profil valoarea LDL colesterolului, care de fapt e dușmanul nostru numărul 1 și pentru care avem practic toate țintele atunci când vrem să tratăm. Apropo de întrebare, ca să mă întorc la ce m-ai întrebat. Ateroscleroza propriu-zisă nu are un tratament specific. Nu există un tratament pe care noi îl dăm și îi facem pacientului arterele care a 20 de ani. Că nu avem cum. Suntem și noi oameni și ei tot oameni și totuși na, trăim într-o lume care nu e utopică. Va trebui însă foarte, foarte important să corectăm factorii de risc pe care îi are pacientul, factori de risc care au dus până la urmă la apariția aterosclerozei, pe de o parte, și pe de altă parte să încercăm să evităm sau dacă au apărut, să tratăm complicațiile care au apărut secundar aterosclerozei. Obiectivul nostru nu e acesta. Noi nu vrem să ajungem să tratăm complicațiile, infart, accident vascular, infart renal, boală de ardere de picioare. O facem, dar în principiu nu vrem asta. Noi vrem ca medicina să fie o medicină preventivă, nu vrem să fie o medicină terapeutică, cea pe care o facem până la urmă 90% din cazuri. Și atunci, cred că prevenția aterosclerozei este elementul central, de fapt, la care trebuie să gândim și înainte de corecția factorilor de risc,
modificarea stilului de viață, de fapt, devine esențial. Și aici chiar cred că tu... De aici o să ajungem. Exact. O să ajungem și la partea de modificarea stilului de viață. Exact. Dar ai punctat foarte bine și ai accentuat partea de colesterol. Uh-huh. Și, într-adevăr, sunt studii care arată faptul că ținta sau optimul este între 50 și 70, bineînțeles, particularizat pentru pacient. Sigur. Dar, într-adevăr, la un pacient diabetic care are un LDL colesterol de 100, și îl vedem într-adevăr că este în range-ul stabilit de către laborator și nu-și face griji, nu, pentru noi este îngrijorător și avem nevoie de un LDL mai mic. Așa cum spun americanii, the lower the better, adică cu cât este mai mic, cu atât este mai bine. Și ce s-a arătat de asemenea este că placa de aterom nu mai progresează în momentul în care LDL colesterolul este stabilizat undeva la 70 de miligrame pe decilitru. Chiar mai mult de atât, dacă LDL colesterol se scade de la 160, s-a scăzut de la 160 la 70, placa de aterom chiar a regresat. Regresie care a fost undeva cu 10%. Poate că nu ni se pare semnificativ 10%, dar totuși, dacă luăm în considerare efectele cardiovasculare, poate avea implicații majore. De asemenea, când vorbim de LDL colesterol, faptul că noi am vorbit de cifre nu înseamnă că noi tratăm cifrele. Este foarte important, așa cum a vorbit și doamna doctor, faptul că noi tratăm un risc. Deci, întotdeauna noi vorbim de un risc al pacientului. Când luăm în considerare, personalizăm pacientul prin acest risc. Dacă este hipertensiv, dacă fumează, dacă are diabet, vârsta pacientului, dacă are într-adevăr în familie alte părinți, mai ales rude de gradul 1 care au avut accidente cardiovasculare în familie, toate aceste lucruri conduc la un scor de risc și noi ne bazăm pe acest scor de risc care a fost validat în cursul anilor și care nouă ne dă indicații prețioase pe ce valoare de LDL colesterol ar trebui să stea pacientul. În privința tratamentului, pentru că tratamentul, până ajungem la stilul de viață, care să spunem așa că este partea, poate cea mai grea, dar partea cea mai, să zicem, care ține de medicină de prevenție. Da. Dar până ajungem la stilul de viață, oamenii se tem de multe ori să ia tratamentul de colesterol, adică statina. Și cu asta ne confruntăm, poate toți, cea mai mare parte din Sigur. Medici, și eu ca diabetolog și tu în practica de cardiologie, poate mai mult decât mine, da. Și medicii de familie și de cele mai multe ori aș putea spune că chiar și medicii în sine se tem să dea o doză crescută de statină, să atingă țintele terapeutice și țintele de LDL colesterol tocmai din privința că este un medicament. Dar suntem în era medicamentelor și vorbim atât de prevenție, dar atunci când nu reușim să facem prevenție, ne gândim la partea de tratament. Cu ce te confrunți și ce ar trebui să spunem oamenilor atunci când avem această aderență scăzută la tratament? Statinele, trebuie să înțeleagă toată lumea că ele sunt singura sau sunt prima clasă de tratament recomandată ferm în toate ghidurile, în toată lumea, nu doar în Europa, și în America se tratează la fel, pentru dislipidemie, deci pentru a scădea valoarea LDL colesterolului. Există această teamă că poate să dea afectare hepatică, că poate să dea afectare musculară, pacientul să se vaite de dureri musculare. Mi-aduc aminte când eram mult mai mică și eram la un congres și vorbea domnul profesor Vintilă despre statine și reacțiile lor adverse. Domnul profesor Vintilă, deci un profesor, ne-a spus că în cariera dumnealui nu a văzut niciodată o reacție hepatică de tip acut la statin. Există această utopie, e urât să o spun, care cred că este și exacerbată în farmacii, că dacă iei statin ar trebui să iei și un protector hepatic. Nu. Statinele se dau în doza pe care noi recomandăm să o dăm. Nu trebuie să le fie frică oamenilor de reacțiile adverse. Reacțiile lor, ca la orice medicament, pot exista, dar procentul de apariție a acestora este foarte mic. Iar atunci când le punem în balanță, întotdeauna beneficiul lor e aici, iar riscurile sunt aici. În general, întâlnesc această problemă și această teamă de statină la pacienții care trebuie să ia statină în așa numita prevenție primară,
Adică ne bucurăm, ei n-au făcut încă infarct, n-au făcut accident vascular și nici nu vrem să facă. Și atunci sunt foarte reticenți pentru că le-a spus lor cineva de la bloc, de pe lângă bloc, că ar putea să ia tot felul de remedii naturiste. Nu. Nu. Sunt mult mai, acceptă mult mai ușor doza maximă de statină, cum e recomandat, de exemplu, post-infart, un pacient care deja a făcut un eveniment acut. Domnule, ai făcut un infart, hai să încercăm să facem să nu-l mai faci și pe al doilea. Deci putem gândi așa. Dau un exemplu practic. Părinții mei iau statină amândoi, și mama și tata, de când eram eu student. Deci undeva din anul 3 sau 4 de facultate, de la 22-23 de ani, eu am 39 de ani, nu am întrerupt în nicio zi statină. Sigur, ne-am jucat în doze în funcție de valoarea LDL colesterolului, dar ei nu au întrerupt niciodată. Sigur, îi verific, e datoria mea, o dată pe an să-i verific în analize, n-a pățit niciunul să facă toxicitate hepatică. Într-adevăr, tata a avut la unul dintre produse dureri musculare, am schimbat produsul și n-a fost nicio problemă, dar nu am întrerupt în nicio zi. N-a pățit niciunul nimic, sunt exemplu viu că sunt în regulă și sunt ascultători. Deci statinele chiar sunt obligatorii și putem să spunem așa generic că ele până la urmă salvează vieți. Salvează vieți să nu mai faci un eveniment cardiovascular, salvează vieți să nu îl faci per prima, adică să previi să apară. Sunt doze diferite care se pot da, nu trebuie să se sperie dacă trebuie să le dăm pacienților doză maximă. Și ca să fim așa rele până la sfârșit, le spunem că dacă nu ating țintele pe care le vrem cu statină, să le spunem că mai există și alte categorii, exact. Niște inhibitori de colesterol, inhibitori intestinali, conform cărții. Noi chiar trebuie să tratăm pacientul, sigur, pacientul e pacient, boala e boală, dar trebuie să respectăm niște rigori de tratament. Și să le spunem că în formele severe de colesterol foarte mare, care nu au fost corectate cu statina aceasta și cu clasa a doua de medicamente, au apărut din fericire și în România chiar și niște injecții pe care le putem administra în anumite forme particulare de valori mari de colesterol. Deci, cred că părerea unanimă și sfatul nostru către cei care se uită la noi este să nu au de ce să se teamă de administrarea de statine, câtă vreme doctorul dă, el își asumă aceste lucruri, evident, după ce a verificat pacientul, după ce a făcut un examen obiectiv, după ce a văzut niște analize de sânge, nu are de ce să-i fie teamă. Sigur, sunt cazuri izolate de pacienți care au, de exemplu, patologie hepatică importantă, ciroză hepatică, hepatită cronică cu virus B, cu virus C. Sigur, acolo judeci împreună cu gastroenterologul. Dar dacă indicația e fermă, și acolo negociezi, te pui la masă și faci un consult interdisciplinar ca până la urmă pacientul să fie bine din punct de vedere cardiovascular și să-i scazi riscul acela calculat pe termen de 10 ani. Da, într-adevăr, un singur lucru aș vrea să subliniez, faptul că noi în medicină de multe ori ne bazăm în știință pe asocieri, însă atunci când vine vorba de LDL colesterol, lucrurile stau din punct de vedere al cauzalității. Poate puține lucruri în medicină sunt privite ca o relație cauzală, însă LDL-ul, o idee cu care poate aș vrea să rămânem, este faptul că LDL-ul crescut și mai ales la pacienții cu risc este factor cauzal, adică acesta va cauza un eveniment, placa aterosclerotică și prin aceasta un eveniment cardiovascular major. Faptul că noi am menționat partea aceea de screening și ajungem cumva și la prevenție, și pentru că ghidurile actuale pe cardiologie sunt făcute pentru pacienții, când vorbim de prevenție primară, peste 40-45 de ani. Nu avem suficient de multe studii în ceea ce privesc valorile de LDL colesterol și riscul pentru pacienții între 30 și 40 de ani, dar așa cum am menționat, există această ateroscleroză subclinică pe care o putem diagnostica prin screening-ul cu o ecografie Doppler arterial pe diferite segmente. Ce pot face totuși să ne gândim din punct de vedere al tratamentului? Există pe piață și există totuși niște studii care asociază niște așa numite medicamente fitonutrienți, cum ar fi cel mai cunoscut, cred că este monocolina,
Mona Colina, cum ar fi Arteinu, și foarte mulți pacienți am văzut chiar că substituie, cred că asta este un subiect sensibil, mulți pacienți care deja poate sunt în prevenție primară cu vârstă peste 50 de ani sau în prevenție secundară și aud faptul că Arteinu, da, la fel cum a mai fost iterat acest subiect și de către alți medici cardiologi, substituie statina cu acest medicament pentru că este un produs natural. Da, și atunci totuși își regăsește acest produs sau produse de genul acesta care asociază o monocolină cu, de exemplu, fitosteroli, cu vitamina B și cu policosanol. Sunt, să zicem, ca o combinație care ar fi utilă pentru pacienții care nu au indicație de statină. Undeva în studii s-a dovedit că ar scădea procentul de LDL cam cu 20%. Să ne gândim, să nu ne gândim, să... Eu nu mă gândesc. Așa. Eu, adică lucrurile din punctul meu de vedere sunt extrem de ferme. Da. Dislipidemia, adică modificarea LDL colesterolului, se tratează per primam cu statin. Dar nu au indicații de statină. Asta este. Pentru pacienții au numai Dacă... LDL-ul mare, să zicem, pe undeva la 160, că sunt destul tineri cu LDL-ul 160 până 40 de ani. Și ce facem? L-aș pune să schimbe stilul de viață. Așa, Nu cred în acest produs. Nu sunt educată să cred în acest produs, nu-l contraindic, n-aș vrea să se înțeleagă greșit. Adică dacă sunt pacienți care vor să ia astfel de produse și din familia lui, nu pot să le spun să nu-l ia, că n-am niciun drept să spun asta. Pot să spun că eu nu cred în el și că eu nu-l recomand, dar că aș vrea să ia și ceea ce le dau eu, pentru că eu cred în lucrurile astea. Cred în medicina bazată pe dovezi. Cred în medicamente care au fost studiate ani de zile în diverse studii pe oameni și la care s-a dovedit că, de fapt, scad mortalitatea. Exact cum povesteai cu efectul acesta de cauză-efect. Că, într-adevăr, nivelul LDL colesterolului scade și riscul pacientului de a dezvolta, de exemplu, infarct sau accident vascular scade. Deci, cred că m-aș întoarce mai degrabă dacă aș avea în fața mea un tânăr între 30-40 de ani, ce bine că zicem de tineri, adică până în 40 de ani, i-ar schimba foarte tare stilul de viață. M-ar interesa foarte tare să înțeleg, de fapt, ce face el, pentru că vedem cum este societatea de astăzi. Foarte mulți oameni lucrează de acasă sau, mă rog, se mișcă foarte puțin, mănâncă fiecare ce găsește fast food și așa mai departe. Cred că aș insista foarte tare pe stilul de viață să-l modifice cu verificare la 3 luni de profil lipidic și judecăm după aceea dacă trebuie să-i dăm sau nu tratament. Nici eu, într-adevăr, nu m-aș arunca la un om tânăr, fără alți factori de risc, nu este fumător, nu e hipertensiv, nu are antecedente în familie, nu are diabet, nu are un sindrom metabolic și atunci nu m-aș arunca, într-adevăr, cu pastilă asupra lui. Doar dacă ar avea un LDL izolat, crescut peste 180-200, când deja gândim că poate e o formă familială de dislipidemie. Dar i-aș schimba foarte, foarte tare stilul de viață. Cred că, de fapt, despre asta e vorba. Iar cei care ne privesc ar trebui să înțeleagă că și dacă au peste 50 de ani și trebuie să ia statină, stilul de viață trebuie schimbat pentru toți, nu doar pentru cei tineri. Exact. Prima linie de tratament, cum o numim noi în Sigur. medicină, este schimbarea stilului de viață, la fel cum este numit și în diabet, prima linie de tratament, schimbarea stilului de viață. Cred că ar fi, acum că începem discuția despre stilul de viață, este foarte, foarte, foarte important. Eu cred că o trec pe primul loc, renunțarea la fumat. Da? Deci, faptul că ești tânăr, vorbim de orice vârstă, da? Și întotdeauna apare pe biletele de externare, mi-amintesc cum făceam biletele de externare, Și acum stop, e la da, fel. și acum e la fel, dar Sigur. îmi amintesc de fiecare dată cum noi treceam stop fumat, interzis fumat, se indică oprirea fumatului și Exact. tot ce înseamnă oprirea fumatului și încercam să informăm de fiecare dată pacientul Sigur. despre riscul și implicațiile consumului de tutun. Totul. Da. Asta cred că este un mesaj foarte important când vine vorba de prevenție cardiovasculară la orice vârstă. Sigur. Apoi, dacă asociem al doilea factor de risc extrem de important, cu care am și început discuția noastră, și asta înseamnă diabetul. Faptul că diabetul, acum, vârsta de diagnostic a diabetului începe să scadă destul de mult. Și dacă mai de mult ne gândeam la un diagnostic undeva la vârsta de 50 de ani, poate 60 de ani, deja avem pacienți sau am pacienți cu 30-35 de ani
33 de ani cu diabet diabetic tip 2. 2. Da, da, cu diabetic tip 2. Bineînțeles că la diabetul de tip 1 lucrurile țin de controlul glicemic. Dar atunci când vorbim de un alt factor de risc foarte important este prezența diabetului, care, peste care dacă asociem și fumat, deja avem doi factori extrem de importanți în dezvoltarea plăcii de aterom. Independent, factori independenți de creșterea mortalității. Exact. Da? Independent de ce? Independent de ceea ce mâncăm, independent de ce mișcare facem, dacă avem deja diabet și fumat, ne crește foarte mult riscul de a dezvolta ateroscleroză. Apoi, când, așa cum am menționat, factorii de risc, ne gândim la stilul de viață, ne gândim și la hipertensiune. Da? Deci hipertensiunea pe care am menționat-o și ținta de, la care ne... la care ne referim este, bineînțeles, personalizat în funcție de vârstă, de alte patologii asociate, dar undeva sub 130 cu 90 mm coloane de mercur. Iar când vorbim de hipertensiune, deja ne referim la și hipertensiune și prevenție, la partea de alimentație. Și cumva stilul de viață și alimentația are impact inseparabil pe mai mulți factori de risc. Da? Și atunci avem și asupra obezității sau asupra ponderii, și asupra hipertensiunii, și asupra dislipidemiei. Și pentru tensiunea arterială esențială este consumul scăzut de sare. Da? Deja sfătuim oamenii că medicamentele nu au același efect dacă ei consumă sare. Exact. La fel, da? Pentru că interferă cu mecanismul de acțiune al medicamentului. Sigur. Și atunci, dacă ar fi să sumarizăm cumva atitudinea aceasta de terapie nutrițională, sunt câteva lucruri publicate recent într-un review așa de meta-analize în privința alimentației și aterosclerozei. În primul rând, nu știu, putem să punem imaginea respectivă ca să se și vadă? Da, da. Da? Așa. Vorbim de consumul, de frecvența consumului anumitor tipuri de alimente și imediat, ca să discutăm în același timp, putem vedea cât de des este recomandat să consumăm legume și fructe. Da? Deci undeva măcar de 3 ori pe zi este extrem de important să consumăm legume și fructe, o porție de pe zi. De asemenea, 3 porții pe zi. De asemenea, produsele de pâinea integrală, cereale, toate acestea, cât mai puțin rafinate, cât mai puțin pâine albă. Deci nu ne lăsați. Tot ce e bun, nu ne lăsați să mâncăm. Acum sunt cu tot ce drastică. E bun scot. Drastic. Bine. Tot dacă ce vrem are să gust trăim, o să mâncăm și plăcerea și vieții, cum s-ar spune. Da, deci o porție, recomandarea este de o porție pe zi pentru ceea ce înseamnă paste, mai ales cereale cu index glicemic scăzut, cam o porție pe zi, o porție pe zi de asemenea de nuci și semințe. Și cel mai important, poate și din foarte multe studii, este consumul de uleiuri vegetale, da? Uleiuri de măsline. Sunt deja bine cunoscută dieta mediteraneană sau dieta DASH, de care am povestit și data trecută, care implică consumul de grăsimi din legume, din uleiuri, exact. Nesaturate. Uleiuri nesaturate. Și aici venim cu mențiunea că este important să înlocuim untul cu uleiul. Și la unt avem undeva indicația de consum de o dată pe săptămână. În privința altor tipuri de alimente, vedem că este foarte indicat să consumăm pește, da? Și peștele cam de 4 porții pe săptămână și alte tipuri de legume care înseamnă fasole, mazăre, năut, cam 4 porții pe săptămână. Când vine vorba de carne albă, cum ar fi carnea de pui, aici este interesant faptul că nu prezintă același risc precum carnea roșie. Carnea de pui nu are influență asupra riscului cardiometabolic,
În schimb, carnea roșie crește riscul de a face o placă de aterom, de a dezvolta sindrom metabolic, de a dezvolta diabet. Carne, și din două motive. Un motiv este că ea conține acizi grași saturați, aceia pe care nu ni-i dorim din grăsime, la fel cum este și untul. Și al doilea lucru, conține o cantitate mult mai mare de fier hemic, care de asemenea este asociat cu creșterea riscului cardiovascular și de asemenea și cu creșterea riscului cardiometabolic. Un alt lucru important, la fel cum putem vedea în imaginea respectivă, este faptul că ouăle, da, nu ne influențează profilul, la fel cum a fost acea mare discuție cu să nu mâncăm ouă că ne crește colesterolul. Ouăle undeva la 3-4 ouă pe săptămână sunt recomandate, nu are, consumul acestora nu are impact asupra profilului lipidic sau riscului cardiometabolic. De asemenea, se recomandă o cantitate moderată de iaurt, de 2 ori pe săptămână, de exemplu, sau nu mai mult de 3 porții pe săptămână de iaurt și brânză. Și un lucru important care a tot fost poate vehiculat este acel low fat, dietele cu conținut scăzut în grăsime, atâta timp cât este integrată într-o dietă cu, așa cum am menționat, cu mai multe legume, nu este necesar să mâncăm low fat, da? Adică dacă luăm o brânză, nu este necesar să fie low fat, atâta timp cât avem undeva de nu mai mult de 3 ori pe săptămână și în contextul acestei diete bazate în principal pe legume. Așa cum numesc americanii plant-based diet, este cea care s-a dovedit a fi cea mai importantă modalitate de prevenție atât a bolilor cardiovasculare, cât și a sindromului metabolic, diabet și chiar și cancer. Cred că bineînțeles că adăugăm și partea de activitate fizică, da? Activitatea fizică, oricât de puțin ar fi tot, este bună și dacă ne plimbăm pe jos, numărul de pași, că toată lumea acum are un smartwatch care își monitorizează numărul de pași, faptul că mergem la sală, orice este foarte important și exercițiul fizic are un impact asupra organismului dincolo de poate efectul ponderal, poate efectul cardiometabolic, cât pe starea generală totală, da? Și pe sănătate și pe longevitate sunt multiple beneficii. Da. Cred că am epuizat un pic partea de stil de viață și cred că o să tot spunem și noi, diabetologii cel puțin, o spunem de multe ori. Mai ales că pacienții știu și cum vin la noi cu schimbarea stilului de viață, cu anumită dietă și noi suntem cumva responsabili de partea aceasta din medicină. Dacă consider că mai avem ceva de adăugat și cu ceva foarte ar trebui să niște mesaje cu care oamenii cei care ne privesc Să acum să rămână. rămână, da. Să rămână cu faptul că, deși ateroscleroza este o boală silențioasă, ea este un ucigaș din umbră și că ea trebuie foarte bine evaluată, prevenită, tratată și încercat să prevenim să nu mai facă complicații, să înțeleagă că toți acești factori de risc de care vorbim, hipertensiune, diabet, fumat și așa mai departe, sunt, cum le spun eu uneori pacienților, sunt ca niște bombe cu ceas. Cu cât pacientul are mai mulți factori de risc pe care îi tratează sau nu îi tratează, el cu atât e la un risc mai mare de a dezvolta ceva, din păcate, fatal. Dar exemplu tipic, iarăși ne întoarcem la bărbatul de 40 și un pic de ani, până la urmă e cel pe care îl vezi pe stradă. Un bărbat cu un pic de burtică, asta e, pentru că se mișcă mai puțin și nu mănâncă doar legume, că, na, nu toți mâncăm legume, sau Da, doar legume, brocoli, da. brocoli. Poate un pic fumător, mai bea un pic de vin seara sau bere că se întâlnește cu prietenii, nu se mai duce în parc că e somn. Este tipic pacientului bărbatului, de fapt individului care trăiește în societatea din 2022. El, așa cum spuneam, e un pic supraponderal, probabil are o tensiune undeva la 140-150, o glicemie ciupită pe la 110, un colesterol un pic mai modificat. El este pacientul la risc. Este un pacient pe care nu-l doare nimic.
care nu cred că se va duce extrem de frecvent și conștient să-și facă un control, dar e pacientul care se va văita în următorii ani că doare în piept sau s-a trezit într-o dimineață și nu-și mai mișcă o mână, un picior pentru că sunt paralizate. Deci ei trebuie să înțeleagă că toți acești factori de risc trebuie tratați, tăiați din fașă, hai să mă exprim plastic, ca să nu ajungă la complicații majore. Și cred de asemenea, ca să încerc să îndulcesc așa dieta ta, că eu mă tot gândeam ce fac eu și ce nu fac, ca să iau și eu exemplu, să fiu un exemplu pentru pacienți, cred că până la urmă răspunsul e să fim moderați. Și în momentul în care simțim că am depășit un pic, am sărit calul și nu trebuia, să ne întoarcem întotdeauna la dietă, să ne întoarcem la stilul de viață sănătos. Trebuie să ne mișcăm și să avem grijă să mâncăm în limita toleranței, să spun așa, dar întotdeauna respectând până la urmă o mare parte din principiile acestea, pentru că până la urmă așa cum ne îngrijim, așa ne avem. E o singură viață pe care o trăim aici și ar fi bine să o trăim bine. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste intervenții și cred că avem câteva întrebări, da? Din câte mi-amintesc. Și mai avem, până voi uitați dumneavoastră, doamna doctor, da? Ne-a mai scris doamna Nastasia că are 67 de ani și că are un colesterol de 200. Ne întreabă dacă cumva este bun sau nu este bun. Bun de ce? Ca să-i răspundem doamnei. Păi tocmai ce vorbeam, un colesterol total de 200 nu ne spune mare lucru. Așa că o rugăm frumos să și-l repete, să țină minte acum de dietă ce trebuie să mănânce și ce trebuie să nu mănânce și atunci când își repetă colesterolul să roage să-i se lucreze și LDL colesterol și HDL colesterol și să înțeleagă că e greu să o tratăm așa la per prima pentru că trebuie evaluat dacă cumva e hipertensivă, dacă are vreo patologie cardiacă sau cerebrală în antecedente, lucrurile se schimbă și noi vom ști în momentul acela, după ce facem anamneză, examen clinic și vedem niște analize, dacă acest colesterol, între ghilimele, este bun sau nu. Eu înclin, fiind cârcotașă, să cred că nu. La 67 de ani, intrată la menopauză, nu cred că e bun. Dar vom vedea. Mai avem o întrebare de la doamna Chirat cu Doina. Dacă nu se face insulină și ai glicemii mari, se poate intra în halucinații și depresii. Bun, diabetul nu dă halucinații, însă diabetul necontrolat poate predispune la o stare depresivă. Se produc anumite dereglări la nivelul creierului. Diabetul pe termen lung și necontrolat poate da aceste lucruri. Vă sfătuiesc, bineînțeles, să luați legătura cu medicul diabetolog și să evalueze starea metabolică a dumneavoastră. De asemenea, e important de știut faptul că pacienții cu diabet beneficiază de consultații gratuite, asta înseamnă de contate de casa de asigurări cu psihologul. Deci, medicul diabetolog poate de asemenea să vă recomande și consultații cu psihologul dacă aveți nevoie. Și cred că eu nu sunt diabetolog, dar îmi permit o singură remarcă. Dacă cumva doamnei a fost recomandată insulină, că eu uneori mai văd asta cu pacienții mei, să meargă pe acest drum. Dacă un medic specialist asta a învățat, pentru asta s-a specializat, îi recomandă că este mai bine și își controlează mai bine valorile glicemice cu insulină, nu cred că ar trebui să existe această teamă. Eu găsesc între pacienți teama de a trece de pe pastile pe insulină. Eu personal le spun că totuși noi funcționăm cu insulină în interiorul nostru. Cei care n-au diabet, cu un pancreas quasi normal, funcționează cu insulină. Deci când venim cu insulină din afară, chiar cred că până la urmă creăm cât de cât, încercăm să creăm de fapt un mediu care se asemene cu mai mult cu mediul nostru intern. Da, așa este. Și noi ne lovim foarte des în practica noastră de această reticență față de injecțiile de insulină. O înțelegem și de fiecare dată încercăm să negociem cu pacientul și să-i explicăm când e cazul să treacă la tratament de insulină, când am epuizat anumite opțiuni terapeutice și de cele mai multe ori
le arătăm așa numită o analiză care se numește o rezervă beta a pancreasului și după ce le spunem procentul, de exemplu la un 30% de rezervă, chiar 40% rezervă beta pancreatică, este necesară măcar o injecție de insulină bazală. Și atunci pacientul înțelege că mai are insulină în corp, dar nu atât Suficientă. suficientă cât să compenseze nivelul crescut de glicemie. O altă întrebare, am glicemii mari și nu po o glicemie mare și nu pot să o dau înapoi. Cum să fac? Este nevoie de insulină? Bun, tocmai am discutat despre acest lucru, da? Și întrebarea se adresează în special medicului diabetolog care vă urmărește. Cam acestea au fost întrebările. Ok. Bun, păi mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și în seara aceasta și săptămâna viitoare domnul doctor Tony Feodor va veni cu o nouă intervenție live legată de noutățile în chirurgia cardiovasculară, dânsul fiind momentan plecat la un congres în Turcia și vă invităm să ne fiți alături și săptămâna viitoare. Mulțumim. Mulțumim.